olu, cine e Kim Kardashian? Astăzi Carlos mă va învăța să devin cel mai mare cocalar din România. Suntem ultimii terminați, Carlos, și avem la dispoziție 14 zile să devenim cocalarul suprem. Știi cum arată un cocalar, nu? Păi da, cum să nu. În chiloți și fără tricou pe el, așa arată un cocalar? Nu. No. Cum nu? Ia, lanț, lanț ochelari. Lanț ochelari? Păi da, de unde să fac eu rost de lanț și ochelari? Lasă că luăm și lanț și ochelari. Luăm, o să vezi tu că luăm. Ia uite, asta e mașina mea. Asta arată mașină de cocalar sau? Nu prea. Nu prea arată. Păi și eu unde trebuie să... Bă, trebuie să mergem la sală, dar uite, de la 1 până la 5 putem să mergem la muncă. Vrei să mergem la muncă? Ia du-te. Hai pe șantier să mergem. Mamă, cum conduce asta cu mână, uite așa, stă, uite așa. De ce stai cu mâna așa, bro? E prea încordat. Ia că muncește pe șantier, ia. Dorele, adu găleata aia cu ciment, bă. Bă, să-mi bag. Bă, n-ai știu să faci aici și aglaful ăsta. Și aici vine înjurătura. Bă, dacă durează, mă, cât muncește ăsta, mă? Ce bani ți-a făcut? Cât bani a făcut? Carlos a făcut $440 în 30 de secunde. Mamă, s-a dus energia. Bun, nu știu exact ce muncește ăsta când se duce pe șantier, că e vai de steaua lui și e desigur... Știi ce? Hai să mergem la shopping. La shopping, să ne cumpărăm chestii. Ce au cocalarii? Zi repede să ne cumpărăm ce au cocalarii. Ochelari, lanț, cămașă desfăcută. Ok, deci ochelari, da? Nu putem, putem da. Numai să... Putem numai să-i luăm tricou. Ăsta e de cocalari. Oh, uite, e cu lanț, e cu de cocalari. Da, da. Bun, bun, bun. Și fii atent, fii atent, fii atent. Acum ne luăm pantaloni, da? Ce fel de pantaloni? Nu știu de ce le văd. Ăștia? No. Ăștia-s de cocalar? Mamă, ce umflătură. Ok, ăștia-s de cocalar? No. Cum, dar care sunt de... ăștia-s de cocalar? Ăștia-s de cocalar? Da. Bine, bă, Carlos, dar tu știi... Iau ce bine-i stă. Dar tu acolo la tine în... Ia uite, bă, că a crescut locul. Tu acolo la tine în Giuleș Crângaș, de unde ești? Sunt cocalari de ăștia pe stradă? Nu. Păi și tu unde? Cum adică nu sunt? Păi și tu de unde știi cum arată? Bun, zi-mi ce freză au cocalarii. Dă-i, dă-i, dă-i. Asta cocalarii? Nu, 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 asta pare asta, că de rocker. De rocker? Nu e de rocker. A, asta? Nu, mai dă, mai dă, mai dă. Nu e mai aia de cocalar. Asta e de cocalar. Da, asta, da. Asta e? Gata, bun, pe asta o cumpărăm. Ia, freză cu șapcă de cocalar. Bă, ești nebun, dar Lucu deja îl avem. Bă, decorații pentru casă. Dar n-are barbă. Ce n-are, mă? Barbă, unde e barba? Păi, îi trebuie și barbă? Ce normal. Ce vrei, mă, să insinuezi? Că dacă cineva are barbă și șapcă în cap, e cocalar? Nu. A, asta voiam să... Uite, 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 bărbi, na, ia, ia. Care e, care e? Aia, dă-i înapoi, dă-i înapoi. Mai dă-i una. Asta? Mai dă-i una. Asta? Da. Bă, dar asta cam seamănă cu barba mea. Ai ceva să-mi zici? Seamănă deloc. Bă, seamănă, numai că are din dumneavoastră sau altă o linie. Steroizi, nu pot să cred ce putem să cumpărăm. Bun, fii atent, Carlos. O să plecăm de aici și o să mergem, știi unde? Mamă, stai că e întuneric. E întuneric, sală. Carlos. La sală? Unde să mergem la sală la ora 9? Avem zero energie, Carlos. Ce are pe energie? Ia. Cum? Ce facem? Păi nici măcar nu putem să lucrăm la sală. Uite, Carlos, ce mai pus să fac. Efectiv, m-ai schimuit, m-ai pus să vin la sală și la patru ziua. Ce club, mă? În prima seară la club? Păi de ce are? Păi tu crezi că noi reușim să combinăm ceva la club, la... Ia, hai că mergem, na. Ia, du. Cât, mă, costă, mă? Bă, ăla de 200. Nu, 60. 200. Bine, mă, dau de 200, dar cred că e cea mai proastă decizie să mergem la club cu 200 de mii de dolari. Mamă, ce, mamă, ce, mamă, ce, mamă, ce melodii bagă ăștia în club. Doamne, iartă-mă, ce-mi place. Dar ce se întâmplă dacă l-ai cu 60 sau cu 200? Care e diferența? Cred că cu 200 ai șanse mai mari să combini gagici, că te văd că ai bani. Ia uite, papa, 200 de dolari, Carlos, dar cred că m-ai schemuit. Eu nu trebuia să mă duc pe tine. Mi-a scăzut puțina energie pe care o aveam și... Bă! Mamă, stai că... Mamă, a plecat cenzura aici. Bă, ok, da, să nu... nu da, să nu uiți să cenzurezi, ești nebun. Carlos, e numai vina ta, jur. Ba, nu. Deci eu îmi vedeam de viața mea și uite ia ce mai pus să fac. Eu am crezut că nu apare așa ceva. Bun, știi ce? Apartamentare. E vai de steaua lui. Fii atent ce facem. Lucrăm la sală o oră și apoi mergem la muncă. Ce zici? Corect. O oră, două uite ore. Așa. Nu două ore, că pierdem din timpul de muncă. Dar n-a făcut un ștel în culo. Ia, ce a făcut? A făcut... mamă, e vai de steaua lui. Bă, ne trebuie steroizuri, că nu merge așa. Merge efectiv mult prea greu, mă. Doamne, bine, mă, hai la muncă. Bă, acum mergem la muncă, oameni buni.
E posibil să ne înjure ăștia că am întârziat un pic la muncă, dar aia e. Cluburi cu manele. Cluburi cu manele? A, construiești și un club cu manele? Păi da. Păi de ce n-ai zis așa, mă, că munceam mai cu sport dacă știam? 490.000 de dolari am. Mă, dar eu de unde mai fac rost de energie, Carlos? Nu știu. Păi cum adică nu știi? Tu nu știi de unde fac rost de energie cu calorii? Nu. Crezi că dacă mergem să mâncăm avem ce... Uite, știam eu! Proteine. Healthy meal și... A, proteine? Da. Ia. Dar nu prea mi-a plăcut că... Ok. Ia proteinele acum, ia. Iau proteinele și fii atent. Acum mergem la sală? Mergem la sală cu proteine? Eu nu mai duc la club. Du-o la sală. Lasă să lucreze. 3 ore. Mă, să rupă fiarele astea, mă. Să fie maxim. Care că e 3 ore e maxim. Mamă, dar ce prinde mașina asta, frate? Zici că e o Honda de-aia veche. E vai de steaua ei. Bun, a muncit la sală, a pierdut banii și... Și... Vai de capul meu cât de puțin. Bă, ce e mă gherla asta? Nu-ți trebuie bani să atragi gagici. Trebuie doar să fii foarte frumos și să ai tupeu. Și după aia leagăzi, dar după aia te părăsesc că n-ai bani. Ceea ce probabil nu e. Dar nici asta nu e bine. Ia să vedem ce fac. Zic eu ce se întâmplă. O să ne dea afară. Ia, ia. Zero, zero energie, zero gagici. Oh my god. Ce era aceea domniță cu de level care era cu 300 de kilograme peste medie, e nebun. Fuck el, bă, Carlos. Uite, ai văzut, am combinat gagici fără să cheltuim bani. Ce să mănânce? Nu că avem full energie, nu vreau să mănânc. Dar dă niște proteine. Ei, o dau pe mama, nu vrei? Workout. Mergem la... Nu, fii atent. Bagă-le 3 ore. Fii atent, nu. O sală, o oră de sală, Carlos, după care atunci mergem la, cum îi zice... La muncă, știi? Că ne trebuie mulți bani să ne cumpărăm chestii multe, fii atent, da? Proteine, eu la muncă. Nu îi dau proteine, merg la cumpărături și nu ne trebuie proteine la cumpărături, Carlos, ia, fii atent aici, ne cumpărăm, fii atent. Am deblocat garaj și salonul de tanning. Ia că mă bronzez acum, m-am îmbruzat. Aoleu, sunt mai roșu un pic, mamă, m-au ars ăștia. M-au ars și de bani și de... Și de... Unde m-am dus, bă? De ce ai plecat, mă, de la shopping? De. Am dat afară, bă, că nu mai e de shopping. Ei, mă duc să trag o fiare. Bă, eu nu cred că vreau să merg iar la club, bă. Bagă-l 3 ore. Ce? Că am muncit 33 de minute. Nici măcar nu mi-a scăzut bani. Nici măcar nu mi-a crescut. Da. Eu m-am dus cu zero energie. Bă, e vina ta, Carlos. Bă, nu, Stai să-i dai de mâncare proteine. Nu mă ajuți absolut deloc. Eu mănânc un pește să-mi pută gura și mă duc la gagici. Deci proteine. Fii atent. Ce să facă, mă, cu proteinele la... Mamă, nu-i dau proteinele alea, nu, că alea sunt alea scumpe, nu. Club și fii atent. 200. Dar cu 600 să-l duci. Niciodată în viața asta nu o să mă duc cu 600. O să mă duc cu 20 pentru că femeile mă iubesc pentru caracterul meu frumos. Și probabil o să fie altă femeie decât cea de data trecută, te rog. Okay. Este aceeași persoană. Aoleu, vreau înapoi la shopping. Dar ce are de tip așa? Că e nebun, nu vezi că nu știe să stea la cumpărături. De-aia dă-i la garaj. Uite ce mi-a făcut! Upgrade. E că mi-a luat banii, ce mi-a upgradat mașina? Opa! Arată fix la fel. Frate, oriunde apăs e butonul. Ce n-ai mai făcut? Mai dă-i odată un upgrade. Ia că-i dau iară. 100 de dolari! Bă, ce a upgradat? Că n-a upgradat absolut nimic. Opa! Mamă, hopa! Mai dă-i unul. Hopa! Garaj. 150, da, fii atent, o să facă violet acum mașina. Și pune pleoapă de pisică. Ia de-i apus ceam roșii. Mai dai unul. Mă, dar câte upgrade-uri vrei să fac la mașina asta? Că n-am bani. Nu mai ai bani. Noi, actually, chiar n-am bani. Nu, mai schimbă, uite, Carlos. Mașina are. E, vai, de steaua ei. Stania, de zici că e Dorian Popa cu noua lui mașină foarte... Mamă, ce mă nervează. De ce are Dorian Popa atât de mulți bani și nu-mi dă și mie? Bun, fii atent, da? Merge acum cu calarul. Vezi câți bani face acum. Acum nu face, că stat muncește tot pe șantier. Dar s-a spălat și el? Bă, nu, cocalaie nu se spală, ce, nu știi? Nu. Lol, what? Bun, fii atent. Home deco, nu, fii atent. Ne cumpărăm te vai de capul meu. Ok, ne luăm televizor de ăsta de 3.000 de dolari.
Mă, ia, sunt toți banii mei. Mi-am luat un televizor de toți banii. Mai 70 de dolari. Doamne, ce mai pus să fac? What? Uite cât de puțin mi-a dat Carlos. Ce e gherla asta? Banu, nu. Du-l la muncă de acolo. Haircut, ce haircut-urile dacă... Zi-mi altă freză de coca. Perfect. Perfect. Mamă, ce urlă ai făcut. Uite-te. Bro, arată fix ca mine. Cum adică l-am făcut urât? E șmecher. Numai că n-are mușchi. Cum adică? E foarte șmecher. Nu știu despre ce vorbești. Bă, întârzi la muncă, Carlos. Tu de la muncă? Acum mă duc la muncă. Mă duc. Hai. Pe șantier, chel, bosule, ridică schelele. Ești nebun? Dă mai puțin bani acum. De ce? Că sunt chel? Nu. Și cred. Și de asta. Păi și atunci de ce îmi dă dacă nu pentru că sunt chel? Întârzia, dă-l încolo. A, păi cât a întârziat, mă? 3 secunde. Ce? Uite, că ne-a luat... Păi nu i-a dat mai puțin, a fost ok. Nu i-a dat mai puțin. A fost foarte ok, Carlos, nici măcar nu știu despre ce vorbești. Știi ce? O să fac aceeași chestie. Îmi iau ăsta de proteine și peștele legendar și mă duc la... De ce îl faci așa? Are Parkinson? Da, e autist. Are autism, nu știu de ce faci așa. Mai face și ca nebunul, ia uză-l. Da, păi face ca nebunul, înjură oameni pe stradă, urlă. Mamă, dar ce agresiv merge cu mașina, ce frână îi dă. Păi zici că a furat-o, așa o conduce. Cred că s-a uitat la Fast and Furious înainte să plece. Cred că vrea să se grăbească la familia lui și de asta conduce așa. Eu cred că asta vreau să fac, Carlos. Bani și să trag de sală și somn. Fără cluburi, da? Fără cluburi să nu le văd. Mamă, și rupe ăsta spatele pe șantier, Carlos. Hai. $1000 avem. 1250. Ce cumpărăm cu banii ăștia, Carlos? Îl duci în club de toți banii. Nu îl duc în club de toți banii. Niciodată în viața asta nu aș plăti $600 în club, ai nebunit? Da, du-l de curios, vezi ce se întâmplă. Nu se întâmplă absolut nimic, mi-am făcut energia. Fii atent, o să-l ducem club, dar cu puțini bani, da? Și până atunci vreau să mergem la shopping, Carlos, la shopping. Să ne cumpărăm ceva, dar nu știu exact ce. Bun, fii atent. Vreau să mă tenanuiez, să mă bronzez, ați înțeles? Vai de capul meu. Cum s-a făcut. Mamă, dar de ce are alea pe la nas? Clasic. Bă, uite ce musculos e. Păi e că am mai tras de fiare. Bun, fii atent, da? Mașina mai trebuie upgradată, ia. Ia, 250. Hai, frate. Hai de un upgrade. Nu, cât-a, n-am atât de mulți bani. Stai să vedem cât costă. Încă unul, ca să o faci la maxim. Bă, mamă, ce spoiler rut i-a pus, doamne, încă unul. 500.000 de dolari să facă șapița asta. Cred că acum o faci la maxim. Păi cred că e maxim, ia. Mamă, da, bă, da, gata. Dacă nu, înțeles. cred că mai e unul, 2000. Nu, nu mai e. Ia uite, bă. Deci e avion. Da, ia uite, are jante de alea care se învârt, doamne. Du-l la sală. Bă, dar eu vreau steroizii aia să-i cumpărăm, că eu nu mă mai duc la sală fără steroizii, ești nebun că muncesc mult prea mult. S-a terminat în sfârșit, a stat ăsta 10 ore în club, bun, mi-am pierdut toți banii și... Am pierdut și toată energia și... Trigă, are niște dinți, dar are niște suflet. 3 din 6, Carlos, eu cred că o să putem să cumpărăm steroizi acum, ce zici? Eu zic să-l duci la sală. Deci vrei tu să-l duc la sală așa din prima? Da. Bun, dar nu fii atent, prima dată mergem la shopping să vedem cât ne costă steroizi, că sunt sigur că i-am deblocat acum la levelul ăsta. Hai mă, unde e? Ei, știam eu, ia uite. Mamă, cel mai scump e alpălea. N-am bani, ia uite, am cumpărat de la Marcel. Nice, bun, acum fii atent. Doamne, uite, s-a deschis meniul ăla, bun, acum workout-ul legendar. Fii atent, acum cu steroizii ăștia, o să tragem de fiare 2 ore, că nu ne permitem, n-am bani de sală. Doamne, iartă-mă. Și cât a crescut, zine. Altceva? E altceva. Ia duce cei mai scumpi steroizi, dar du-l întâi la muncă. Ce? Bă, n-am bani de cei mai scumpi steroizi, dar ar trebui să facem bani de cei mai scumpi steroizi. Acum ai. Dar acum nu o să facem așa de mult, că am întârziat la muncă, ești nebun? Bă, Dorei ăștia nu mai termină clubul de manele fără noi. Ia, acum, ia, de la 0 la...
250, slăbuț. E slăbuț, da, nu mi-a plăcut, bă, nici energie n-am avut la trebuie la să muncă. Și mănânce, pa. Da, nu e, mă, bine, bă, Carlos, m-ai schemuit, mă, nu-mi place ce se întâmplă. Hai, trece de mijloc, trece de mijloc, a ajuns fix la mijloc. Bă, eu cred că dacă mergem în club cu cei mai puțini bani de pe planeta asta, tot o să agățăm ceva, dar nu avem acum bani. Ceva micuță? Să sperăm că e mai micuță decât prima, da. Îți dau 1 milion dacă n-ai... Mă, tu te uiți la TikTok-uri cât așteptăm să se facă 10? Da. Doamne. Hai că 1 milion, dacă n-ai kilometri, dați înapoi la S-Class, te bagi? Ia uzi, 1 milion? 200 da. De dolari, Carlos? Da, 200. Ok, 200 îi dăm. Bă, dacă n-agățăm cea mai frumoasă femeie din clubul ăsta, Carlos, am eșuat. Asta e, o vechi kilometri, dați înapoi la mașină? Îți dai seama, i-a dat el înapoi kilometri la mașină. Una nouă, te rog eu. Bă, nu pot să cred! Aolo, a venit să le facă ăstora curat acasă! Mama, am 4 din 6, Carlos. E ziua cu numărul 12, eu cred că nu o să putem să facem toate levelele, ce părere ai? Eu sunt de părere că o să le facem. Tu ești de părere că ești vai de steaua ta și nu o să facem. Nu, fii atent, workout o oră, apoi muncă. Ok, furniture, sofa, mamă, sofa cemlată încă o dată, cum era, că nu cumpărăm așa ceva, da, nu, înapoi acasă. Carlos, nu pot să cred câți bani am dat pe un covor cu imprimeu chinezesc. Uite-te la covorul ăla, jegos. Da, mi s-a dus toată energia, bun. Hai, gagică nouă. Aoleu, cine e aia? Kim Kardashian. Vai. 4 din 5. Carlos, eu cred că putem să facem. E efectiv penultima zi, eu cred că putem să facem. Fii atent, da? Strategia perfectă. Ia, yeah, să... Să duci la sală ca să treacă mai repede timpul? O oră, ok, bun, fii atent, dar cum zici tu? Și-l duci oră. Și apoi îl duci la club cu toți banii la pe care muncă are. Și apoi club cu toți banii pe care are, am înțeles. Bun, a crescut ăla foarte puțin, perfect. Ultima seară de club, Carlos, 200 și apoi e 500. Eu ți-am zis că trebuie să păstrezi pește. Păi și... Și nu trebuie să-i dai proteinile alea și trebuie să-i dai peștele de 20 și îți rămâne 500. Băi, ești culmea. Și dacă nu agățăm acum ultima gagică, este vina ta, da? Nu. Nu, ok, da, poți să zici nu și gen e cum vrei tu, nu? Mhm. Da, ok, bun, poți să zici și și o să fiu total de acord. Hai, gagică nouă. Dacă nu e gagică nouă, o să înjur pe clip. Ok, ne-am luat țeacă. Carlos, e vina ta, nu știi să fii cocalar, mă, nu știi să fii cocalar. E a ta. Da, e doar vina ta, deci... Vrei să zic de ce nu știi să fii cocalar? Ia zi. Pentru că ai avut BMW și l-ai vândut. My God, aici m-ai prins, bă, n-am ce să zic, Carlos, nu, m-ai prins, gata, s-a terminat. Adică toți mușchii ăștia de i-am lucrat la sală nu mă ajută la absolut nimic dacă n-am BV, nu?